știți, toți studenți limba engleză, da? Și după ce spun ceva în română, da? Thank you all a lot for coming. I'm glad to see people here. I'm just here to present some photographs of my colleagues and some of the things that they've done around Romania in order to show, as Mr. Chapago was saying, some of the way that we Americans, Peace Corps volunteers, see Romania and sort of how we look and what we're doing here as well. Doamnelor și domnilor, stimați participanți, dragi elevi, mulțumesc tuturor pentru că ați venit la vernisajul acestei expoziție. Sunt foarte mândru să prezint aceste fotografii realizate din cutre colegii mei americani, voluntari în Corpul Pace. Ce este Corpul Pace? Este o organizație guvernamentală americană care trimite persoane calificate din SUA în diverse țări din întreaga lume cu misiunea de a-i ajuta pe cetățeni. Aici, în România, suntem peste 150 de voluntari integrați în sectoare diferite, în sectorul economic, în dezvoltare de sisteme sociale, în domeniul proiectelor mediului și mai ales în educație pentru învățarea limba engleză. Corpul Pace este o organizație care ne selectează, ne trimite din SUA, ne subvenționează cu fonduri, dar activitățile le proiectăm împreună cu organizațiile din România, de exemplu, Biblioteca sau Făceau. Personal, m-a aflut în Tecuci, unde predau limba engleză, alături de profesorii de la Colegiul Național Calistra Hocaș. M-am implicat cu pasiune și plăcere în multe acțiuni în afara școlii. Am organizat, de exemplu, un club de teatru pentru elevi și predau un curs de engleză americană pentru adulții la Casa de Cultură în Tecuci. Și am lucrat alături de ONG Habitat for Humanity pentru ajutorul sinistraților din Tecuci și din Comuna Dulgeș, județul meu. Am stabilit cu acest prilejuri numeroase contacte și prietenie cu oamenii pe care îi stimez. Nu vă fac aceste mărturisiri pentru a pune în evidență că aș fi eu cel mai valoros voluntar din Corpul Pace. Doar să vă spun ce activitate bogate organizează voluntarii. Cred eu că fiecare voluntar implicat în proiect, în proiectul acestei expoziție, a făcut ceva mai impresionant decât mine. Unii dintre ei îmi sunt prieten, pe alții n-am reușit să îi întâlnesc, dar sunt foarte fericit să mă număr printre acest voluntar. Expoziția de fotografie poartă titlul Unitate în diversitate și reînește lucrări ale colegilor mei, voluntarii din Corpul Pace veniți în România. Este o expoziție itinerantă în care noi am inclus fotografii din viața oamenilor, scene de lucru sau de sărbătoare, din viața de familie, pasaje din zone diferite, portrete, etc. Pe fiecare panou sunt scris câteva cuvinte despre voluntarii care au realizat fotografiile. Acestea au dorit să ofer imagine ale România, așa cum o percep ei, și să arate în ce mod sunt implicați în acțiune cu caracter social, educațional și estetic. Și mulți dintre cei care mă întâlnesc mă întreabă de ce am venit atât de departe, tocmai aici în România. Le spun că am plecat câteva ani din America, nu pentru bani, ci pentru că am dorit să fac ceva util de care celălalt să beneficiez. Indiferent dacă un va reuși sau nu, eu continui să cred că merită să încerc. Vă îndemn și pe dumneavoastră să încercați acest lucru.
Acum vă invit să vizitați expoziția de fotografie găzduită cu generositate de Biblioteca Municipală Ștefan Petică din Tecuci, prin amabilitate doamnei directoare Mihaela Șefrat. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebare. Mulțumesc! Încă o dată vă mulțumim.